Eu cred că imnul și brandul României ar trebui să fie suferința. Suferința? Suferința. De ce, Iosif? Pentru că poporul ăsta a trăit în suferință. În continuare, poporul român suferă. Pentru faptul că nu sunt oameni care să aibă drag față de țara asta, să o conducă cu drag, cu mândrie, cum se spune, bă, să fac pentru oamenii ăștia ceva. N-am văzut un om la cravată, un domn acolo în București, care să zică, bă, eu trec prin pânzele albe și negre, pentru că vreau să fac ceva în țara asta. Și proiectul cu Iosif Pecoclaur s-a născut acolo în Radio Someș. Dar cui a venit ideea asta cu Iosif Pecoclaur? Sau mi-a venit ideea că îmi trebuie ceva să lucru, că m-am săturat, i-ai stat cu bota la oi acasă în feldru și pe la vaje. Eram pentru a doua oră în Bistrița atunci când am venit la Radio Someș și i-am propus domnului Traian. Eu radio respectiv îl ascultam, tată zoa la coasă, puneam într-o greblă aparatul de radio și dădeam la coasă sau strângeam fânul. Acum la televizor e în trend cancanul, showbiz-ul. Eu pe Lea Floare din Runcu Salvi sau pe Lelea Siucă nu pot duce la televiziune în București ca să fac showbiz cu ea sau cancan. Să știți că am fost sunat de foarte multe televiziuni naționale în toată activitatea mea ca să mă cu Lea Floare, să fac harababură în studiourile din București. Nu mi se șade. Eu, uite, se apropie 1 decembrie. O să vină oameni și oameni care o să-și arate patriotismul față de țara asta. Dar din punctul meu de vedere nu așa se arată patriotismul, ca să te duci să țopăi la televizor. Sau hai Mărie după jie. Astea nu sunt cântări... Dar de ce nu-i care... bine hai Mărie după jie? Că nu înțeleg. Bineînțeles că e bine, mai ales după ce bei și un pahar de vin. Da. Dar nu cred că sunt niște creații folclorice care să ne facă, să ne facă cinstea. Salut, sunt Adrian Linca și așa cum te-am obișnuit, te invit astăzi din nou la un interviu cu un bistrițean de valoare. Acum 6-7 ani, un copil, să zicem, de 15-16-17 ani pe acolo, ne spune el mai încolo, suna la Radio Someș și vorbea cu patronul de acolo, cu Traian Ogăgău, cerându-i să îi dea ceva de lucru. Nu aveți ceva de lucru pentru mine pe la Radio Someș? Ogăgău, bun la suflet cum îl știm, a zis, hai pe la noi să vedem ce putem face. I-a dat un reportofon pe semnătură, ca nu cumva să fugă cu reportofonul de la Radio Someș, și l-a trimis să facă niște interviuri la țară, de acolo de unde era, de unde e acest personaj, să zicem, de la Feldru. A venit înapoi cu interviurile, a uimit pe toată lumea de la primele interviuri cu oameni simpli de la țară și iată că după 7 ani, Iosif Ciunterei a terminat și facultatea de istorie, a făcut și un master în etnografie și e consilier la Ministerul Culturii. Face un trafic incredibil pe internet cu filmulețele lui despre oamenii simpli, despre viața frumoasă de la țară și ne dă lecții tuturor și de media, dar și de etnografie. Bine ai venit, Iosif, la emisiunea mea. Bine te-am găsit, domnul Adrian, și mă sunt onorat și îți mulțumesc că astăzi m-ai adus acasă. M-ai uimit așa un pic la început când am discutat noi doi înainte de emisiune și poate de aici aș vrea să începem discuția noastră, că mi-ai zis că Bistrița nu te-a vrut pe aici, pe acasă, sau cam așa ceva. Ce ai vrut să zici? Nu știu cât m-a dorit Bistrița și nici nu știu cât mă dorește astăzi Bistrița. Știu că mă doresc cu oamenii de la țară și eu pentru oamenii de la țară vin aici la Bistrița și, bineînțeles, pentru mama și tata care se hodiniaște în cimitir. Mi-aș fi dorit, după ce am terminat școlile astea înalte, cum spune omul de la țară, să vin cât acasă, să mă așez aici la noi, către Bistrița, în Ținutul Năsăudean. Din păcate n-am avut coatele ascuțite
ca să stau acasă și uite, am luat-o pe alte căi, am luat-o către Cluj, am terminat la Cluj, mi-am dorit măcar totuși acasă să fiu aici în habitatul meu, pentru că Cluj a devenit o a doua casă și am zis măcar îți mai aproape și de Bistrița. Din păcate nici la Cluj n-am putut da din coate și uite că am ajuns tumna la București. Și de asta pentru mine e o onoare de fiecare dată când mă invită câte un realizator de emisiuni la radio, la TV aici la Bistrița și de fiecare dată le mulțumesc că mă duc acasă. Da, la București ai dat bine din coate dacă ai ajuns să consider la Ministerul Culturii. Din contră, n-am dat deloc. Cu siguranță lumea de acasă probabil asta o să înțeleagă și sunt convins că asta o înțeles mulți atunci când o auzi că eu lucrez în Ministerul Culturii, dar să știți că așa cum la Radio Someș n-am dat din coate atunci când în urmă cu 9 ani de zile, iată în toamna asta sunt 9 ani de zile de când s-a născut proiectul cu Iosif Pecoclaur, la fel nici în Ministerul Culturii nu am dat din coate. Ce ministru ai? Că astăzi nu se știa încă ce ministru ai. Așteptăm nou ministru. Nu știi cine ți-e șef încă, nu? Nu știm deocamdată. E veridică povestea mea cu de început cu Radio Someș. Da, e perfect așa, dar să știi că reportofonul n-o putut să-mi îl dai pe semnătură. Știu că domnul Traianu Găgău mi-a șerut buletinul. Probabil s-o fi gândit că, bă, copilul ăsta e prima dată când vine aici, se duce cu reportofonul și nu ni-l mai aduce. Și atunci mi-a șerut buletinul. Eu nu aveam buletinul. Am făcut silvicultură, eram la liceu de silvicultură din Năsăud și făceam naveta de la Feltru la Năsăud, în toată dimineața și în toată după masa. Și am zis, domnul Trean, din păcate n-am buletinul, am numai abonamentul de drept care fac naveta de la Feltru la Năsăud. O râs, face bine, du-te. Da, și el ți-a dat numele ăsta de cu Iosif Pecoclaur. Da, da, sunt o producție Radio Someș, proiectul cu Iosif Pecoclaur s-a născut acolo în Radio Someș. Dar cui a venit ideea asta cu Iosif Pecoclaur? Sau mi-a venit ideea că trebuie ceva să lucru, că m-am săturat, i-ai stat cu bota la oi acasă în Feldru și pe la vace. Eram pentru a doua oră în Bistrița atunci când am venit la Radio Someș, i-am propus domnului Traian. Eu radio respectiv îl ascultam toată ziua la casă, puneam într-o greblă aparatul de radio și dădeam la casă sau strângeam fânul. Și când eram tot așa cu cineva pe la Bistrița, era pentru a doua oră când am venit eu la Bistrița, aveam 17 ani și jumătate și până la 17 ani și jumătate eu venisem în Bistrița, în orașul Bistrița, abia a doua oră. Și stând acolo lângă parc pe bancă, am văzut pe ușă că e o siglă mare, Radio Someș. Și am zis, mă, este radio pe care eu îl ascult la casă. Deci n-ai venit chitit să te duci direct la radio? Nu, am venit. Nu. Și te-ai dus acolo cu tot așa? Direct, fără să-l cunosc pe domnul Traian, fără să-l cunosc pe Petrică, actualul coleg de pe redacție, de pe regie, n-am cunoscut pe absolut nimeni. Și am propus că îmi trebuie ceva de lucru. Și da. Eu a fost cu ideea asta pe Coclaur, să zic că eu sunt de pe Coclaur. Da, da. Dar cred că la mișto cumva, așa a zis. În prima fază emisiunea era programată tot la 2 săptămâni să intre câte o înregistrare, da. Dar aici mai vreau să mai subliniez un lucru, pentru că întâlnirea asta a fost într-o zi de miercuri. Miercuri mi-a dat reportofonul, joi m-am dus, i-am realizat emisiunile cu niște bătrâni de la mine din sat, vineri am venit la radio, iar duminică s-a dat prima emisiune pe Radio Someș. Și de-a... După care am pus totuși un nume mai potrivit. Îmi suna tare hâd, așa, cuvântul ăsta cu Iosif Pecoclaur. Eram la coasă, să vă puteți așa imagina, da. Domnul Linca, eram la coasă și auzeam spotul publicitar pe radio. Da. Și vă invit cu mine în toată duminica să intrăm în casele oamenilor gospodari, la care trăiam la final cu Iosif pe Coclaur, o emisiune din suflet. Și mă gândeam, și rar mama lor de Coclaur, dar cine m-a pus pe mine? Ai tăi de acasă când au auzit asta cu Iosif pe Coclaur, ce au zis prima dată? Ai mei, să mă mai gândesc, că vezi tu cum sunt jurnaliștii, oamenii ăștia de radio, de televiziune, îți luați la bătaie, doar nu-i mere tu să iei interviu, stiaie careva la bătaie. Da, pentru că mama, tata au fost oameni care toată viața au lucrat pământul, veneau la Bistrița și se duceau la Năsău doar în zilele mari, să zic așa. În rest, erau tot timpul cu sapa, cu furca, cu coasa în mână. Da, și așa am început eu emisiunea cu Iosif Pecoclaur. Care a devenit un brand. Un brand național. Super brand un național. Un brand național, aș putea spune. Am văzut emisiuni pe Facebook cu aproape 2 milioane de vizualizări. Da, sunt 4 milioane, 4 milioane jumate. Este un bătrân din Sâncios. 4 milioane jumate de vizualizări. Da, 4 milioane incredibil. Jumate.
Incredibil. Asta înseamnă că lumea vrea așa ceva, vrea producții de felul ăsta. Că există o lume cumva paralelă. Corect, corect. De multe ori, să știți că m-am întrebat, că oare când se duce televiziunea să-i filmeze pe oameni de la țară? Știți când mere? Când îs Paștele, când îi Crăciunul, să vadă cât de frumos colinde sau de Paști, cât de frumos încondează ouăle. Și cam atâta. Și atât. Și atâta. Și oamenii sunt dornici de așa ceva. Absolut. Oamenii vor să vadă ce se întâmplă acolo, vor să retrăiască cei care au plecat de acolo vremurile. Da, sau de dacă mai nu să retrăiască, măcar să-și reamintească. Exact. Da. Exact. Și e o poftă nebună după lumea asta a satului, așa cum e, de calitate. Păi bun, și de ce noi ăștia alți care ne ocupăm de media, de toți fițoși ăștia de prin televiziune, de prin radio, de ce nu vedem și lumea asta reală care e acolo? Păi, acum la televizor e în trend cancanul, showbiz-ul. Eu pe Lea Floare din Runcu Salvi sau pe Lelea Siucă nu pot duce la televiziune în București ca să fac showbiz cu ea sau cancan. Să știți că am fost sunat de foarte multe televiziuni naționale în toată activitatea mea ca să mă ocule Floare, să fac harababură în studiourile din București. Nu mi se șade. Eu pe oamenii ăștia de la țară, cu toate că o parte dintre ei au ajuns așa în niște embleme ale comunităților, prin numărul mare de vizualizări, să spun așa, și traficul pe care ei îl fac pe pagina mea de Facebook, a ajuns un fel de vedete. Eu nu mi-am dorit ca oamenii ăștia să ajungă vedete. Mie îmi trebuie să păstreze puritatea de țăran autentic. Uite, de exemplu, mi-au caminte, eram cu niște domni de la București, cu niște producători, la Lelea Siucă din Supply. Lelea Siucă din Supply are o viață, nu știu, de film femeia asta. E o femeie atât de credincioasă încât eu de multe ori mă gândeam, oare cum încape femeia asta atâta credință și atâta bunătate? Și eram cu producătorul respectiv de la București, acolo în București, în sudul țării, să folosește apelativul de tanti în loc de lele, cum se folosește la noi în Ardeal. Și la un moment dat îi trebuia domnului Răzvan, producătorului, să o filmeze pe Lelea Siucă, nu știu cum mere pe acolo, pe grădinuță. Și producătorul către-a, tanti Siuca, puteți intra pe portița respectivă, la care Lelea Siucă era cu o sapă. Auzi, domnul Răzvan, eu îs Lelea Siucă că am opinș și năfram în cap. Tanti, îmi spun numai țiganii când vin să-și ară ceva de la mine, tu nu ești țigan. Asta e Lelea Siucă, avem niște imagine. Da, 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 exact, da? Dumnea ei, Lelea Siucă, o femeie deosebită, deosebită. Uite, împreună cu Lelea Lucreță de-a veșina, bărbatul Badea George, în momentul de față la spital, aici la Bistrița, de vreo nășă jumătate. Bă, dar de ce vrea lumea să faci scandal și show când ai atâta trafic și merge treaba atât de bine cu lucruri frumoase, curate? Păi da, dar pentru asta trebuie răbdare. Televiziunile naționale n-au răbdare. Bă, nu știu dacă e așa. Fac niște show-uri super complicate, hiper complicate, niște scenarii, niște regii și vii tu cu un aparat cu un DSLR sau cu ce filmezi tu pe acolo, cu un telefon. Cu un telefon, da? Simplu. Și bați tot ce mișcă în domeniul traficului. Asta arată și, nu te supăra, un fel de nivelul nostru, da. și falimentul televiziunilor din România. Da, da. Am văzut, dar hai să nu vorbim despre asta, că vreau să te provoc un pic și mai tare, dar întâi aș vrea să te invit să gustăm ce avem pe aici, fiindcă te-am așteptat cu un platou tradițional, așa cum se cade când ai un invitat de valoarea ta. E un platou de la Cămara Bunicii cu produse tradiționale, cu jumări, cu slănină, cu cartaboș, cu tot ce e pe acolo, sigur o să-ți placă. Mulțumim din suflet. Cămara Bunicii face și platouri pentru sărbători și începând de săptămâna viitoare puteți face comenzi acolo. Sunt senzaționale, te anunț de pe acum. Avem și niște prăjituri bune de la Merigo, Snickers și mai nu știu ce, și
Merigo face platouri pentru sărbători. Avem cam tot ce ne trebuie pe aici, plus vinul ăsta de la Dumitra. Am desfăcut o sticlă de Pinot Noir. Hai să închinăm. Și hai să închinăm. Doamne ajută. Doamne ajută. Dacă era Jinars, era, știu, un hore pe țara Năsăudului, că păhăruțul e cât un cui când îl pui la gură nu-i. Asta văd că e mai mare. Nu prea te așteaptă lumea cu vin, numai cu Jinars. Cu Jinars. Păi mai devreme mă sunase o doamnă venind în coașe către dumneavoastră, că ieri o gătadie a făcut horicia la cazan, că oarecând mă duc să-i degust țuica. Și am promis că săptămâna viitoare mă duc. Da, bun, și Pinot Noir ăsta. Foarte bun. De la Dumitra, de la Crama Harșean. Voiam să te provoc un pic, apropo de, dacă tot am început emisiunea noastră cu discuția asta despre televiziuni și despre ce public se încearcă, se formează astăzi, deși lumea caută cu totul altceva. Am văzut, apropo, treaba asta și când m-am apucat eu să fac interviurile astea. Făceam niște emisiuni la Bistrițianul în care, pe bună dreptate, cumva, ștergeam pe jos cu administrația locală și cu politicienii din Bistrița, dar care mă încărcau foarte negativ, tare. Da. Negativ și pe mine și pe oamenii din oraș, extrem de tare. Ne înjuram acolo și ne zăpăceam de dimineața până seara. Dar se făcea trafic. Se făcea trafic, dar știi care e surpriza mea cea mai mare? Că, uite, reușesc să fac trafic și mai mare cu o astfel de emisiune în care prezint partea pozitivă, arăt oameni de valoare, lucruri curate, frumoase. Domnul Linca, eu zic concepție că vrei, nu vrei, la un moment dat valorile se adună. Atâta vreme cât faci un lucru de calitate, informația ta de calitate o să meargă înspre oameni de calitate. Atâta vreme cât faci emisiuni de scandal, informația ta de scandal o să meargă către oameni de scandal. Iar publicul pe care poți să-l aibă fiecare televiziune, fiecare post de radio sau fiecare om care face diferite materiale în mediul online astăzi, eu cred că poți să-și le duce. Da. Eu am pornit pe drumul ăsta cu clarurilor, cu concepția că prefer dintr-o sută de oameni să nu mă cunoască nimeni dacă nu înțelege ce fac. Adică mai bine să mă cunoască 2 din 100, dar care să înțeleagă cu adevărat munca pe care eu o depun pe coclauri. Pentru că faci asta din pasiune, Iosif, și nu te interesează neapărat să trăiești din așa ceva, corect, dar în momentul în care ești jurnalist și trebuie să și trăiești din munca ta, să știi că e un pic mai complicat. Ca să încheiem cumva subiectul ăsta de scandal, că nu vreau eu să facem o emisiune de genul ăsta, vreau să te provoc și să te întreb ce a fost cu declarația asta ta de pe YouTube, pe care ai pus-o la un moment dat și ai șters-o rapid, când te certai cu cineva, habar n-am cu cine, poate ne și spui, dar erai super nervos. Și ziceai așa: pot spune că folclorul a ajuns să fie o unealtă înșelătoare. Oamenii de cultură din domeniul folclorului trebuie să-și pună mari semne de întrebare referitoare la modul cum acesta este promovat la ora actuală la televizor și pe marile scene ale festivalurilor naționale și internaționale. Sunt convins că toată această prostituție folclorică, ai scris tu, care ne este prezentată astăzi ca fiind elemente tradiționale, o să ne coste enorm de scump cândva. Ce ai vrut să zici, Iosif, cu asta? Să știi, Adrian, că declarația încă este pe pagina de Facebook. Da? Din păcate, a fost raportată de anumiți oameni la care eu am atacat, după care am depus contestație și Facebook-ul mi-a dat declarația înapoi. Da? Păi, haideți să deschidem astăzi televizorul, domnul Adrian, să vedem vis-a-vis de lumea folclorică ce vedem. Haideți să intrăm pe YouTube să vedem vis-a-vis de cântecul popular și piese sunt în trending. Păi asta oare nu vi se pare prostituție folclorică? Nu știu, mă, nu mă pricep. Ia, dă-mi niște exemple, că nu mă pricep. La ce zici tu prostituție folclorică? Serios că nu mă pricep. Adică, spune-mă, dă-mi un exemplu să mă prind ce vrei să un zici. Un exemplu concret, Dragnie, numile Mărie. Noi suntem români. Hai să dăm mână cu mână. Uite, se apropie 1 decembrie. O să vină oameni și oameni care o să-și arate patriotismul față de țara asta. Dar din punctul meu de vedere, nu așa se arată patriotismul. Ca să te duci să țopăi la televizor. Sau hai Mărie după jie. Astea nu sunt cântări... Dar de ce nu-i care... bine hai Mărie după jie? Că nu înțeleg. Bineînțeles că e bine, mai ales după ce bei și un pahar de vin. Da. Dar nu cred că sunt niște creații folclorice care să ne facă cinstea.
Eu asta cred. Întotdeauna când am ieșit în spațiu public, mi-am spus cuvântul așa, cât s-o putut de răspicat. Pentru că am avut tăria, domnul Adrian, ca să spun cuvântul răspicat, din simplu fapt că în momentul de față eu nu am obrazul pătat. În momentul de față, nimeni nu poate să mă arete cu degetul, Iosif, eu te-am ajutat pe tine, fă aia. Sau, Iosif, vezi că oarecând, aici vorbind și de radio și de televiziune, și chiar de Ministerul Culturii, dacă e până acolo. Deci nimeni în momentul de față nu poate să mă arete cu degetul că m-a ajutat cu ceva. Atunci când sunt că lucrurile iau întorsătură, vin cu un punct de vedere profesional. Și întotdeauna vin cu punct de vedere asumat. Știu foarte bine cui s-a adresat mesajul respectiv, omul respectiv s-a simțit lucrurile, a luat o pocale normală și eu cred că datoria mea a făcut-o. Te-ai certat și cu Menuț la un moment dat, nu știu dacă da, mesajul ăsta cu domnul Menuț, cu doamna, doamna Mia, da, dar nu, să știți, domnul Adrian, să știe oamenii care se uită la noi, eu n-am încercat ca prin lucrurile astea să mă ridic. Sau să mă cunoască lumea, pentru că pe mine lumea mă cunoaște. Pe mine în Cluj mă oprește lumea toată ziua și mă trage de cot ca să dea mâna cu mine. Adică nu vreau ca să fiu remarcat, să fiu remarcat în spațiu public ca omul care îi ia la rost pe oamenii de cultură sau pe oameni din anumite funcții. Da. Dar îți place cum merg lucrurile la nivelul județului nostru? Că poate la nivel de țară, într-adevăr, în plan general nu merg bine lucrurile, dar la nivelul județului nostru îți place cum e mediatizată, cum e promovată, cum e susținută cultura asta tradițională? Eu cred că se pot face mai multe lucruri. Eu am încercat ca să aduc o contribuție pentru județul Bistrița Năsăud, nu am așteptat și nu aștept recompensă, în schimb, să știți. N-am încercat să activez în vreun grup politic de pe la Bistrița sau în vreo instituție, dar cred că se poate face mult mai mult pentru Bistrița, pentru că avem așa o resursă, poate nu ne putem imagina dacă nu ne ducem în vatra satului, dar avem resursă. Putem profita pentru că mai avem spuma satului românesc acolo în sat. Cât? Putem... Pentru cât timp? Că nu prea mai avem. Dacă după ce se duc generațiile astea, Iosif, îți cam pierzi obiectul muncii, ce faci? Mie de asta îmi pare rău. Mie de asta îmi pare rău și aproape zilnic sunt sunat de oameni de la sate și îmi spune că Badea Ionică s-a dus, Lelea Mare e la fel, s-a prăpădit. Și îmi pare rău de multe ori. Uite, pieptarul pe care l-am astăzi pe mine e la Badea Leon, Badea Leon din St. George's Bay. A fost așa cu limbă de moarte și l-a lăsat ca să-și îl pună atunci când el o să plece din lumea asta. Până la urmă, la o înțelegere comună, i-am dus un alt pieptar, l-am și plătit, dar tot timpul mă gândesc că pieptarul ăsta putea să fie acolo, să-l ia în lumea și alaltă. E valoros? Cât valorează așa un pieptar de ăsta? Nu știu cât e de valoros, cred că undeva la 2-3 mii de lei, nu știu exact, dar nici nu are importanță. Dar e adevărat că ai peste 200 de cămăși populare? Da, peste 200 costume peste populare. Peste 200 de costume populare, complete? Complete, da, mare, pe care le îmbrac. Mare pasiune trebuie și să... Și tot ceea ce am achiziționat, să spun așa, bine, am mai și primit de la unul și de la altul. Uite, lasă-i că mi-a dat costumul bărbatului, de exemplu, m-a văzut la televizor și a dorit foarte mult ca să mă vadă costumul bărbatului îmbrăcat acolo la televizor, da. Și m-a sunat ca să mă duc să mi-l daie. Dar majoritatea costumelor pe care le-am achiziționat sunt costume pe care eu le port în diferite emisiuni sau la diferite apariții așa în spațiu public. Da. Iosif, e mare lucru ce faci tu, foarte mare lucru și ai reușit treaba asta în timp foarte scurt. Foarte scurt, să creezi un brand la nivel național, să ajungi la felul ăsta în care ești urmărit în toată România, e mare lucru. Recunosc că te-am urmărit mai îndeaproape documentându-mă pentru emisiunea asta. Știam de tine, dar nu mi-am imaginat niciodată că ai ajuns la asemenea nivel. Și eu trebuie să recunosc că sunteți singurul jurnalist care mi-a spus că îi pare rău că nu m-a cunoscut mai repede. Nu a fost niciun jurnalist care să-mi spune. Hai că de acum este vreme înainte. Da, Iosif, dar ce te, ești foarte curios, ce te consideri tu în momentul ăsta? Domn sau țăran?
Că ești un fel de domn, lucrezi la Ministerul Culturii, corect. Te duci la cravată la, cu Fordul Focus sau ce mașină ai, Focus, nu? Un Ford, sigur, că da, o mașină normală. Adică deocamdată, stai, nu. Că ești numai consilier, m-am uitat prin declarația de avere, ești da, curățel, dar stai un pic. Un Ford Focus. Da. Eu consider că sunt un țăran școlit. Mi-au aminte atunci când m-am dus la Cluj, la facultate. După ce m-am dus la Cluj, mă duc odată pe acasă pe la fel, bunica încă mai trăia. Și fac și eu să be, oare, după ce găta facultatea asta, pe lângă faptul că începe să mă întrebe, cum a fost acolo la Cluj, cum e la Cluj, cum e la facultate, cum sunt oamenii de acolo, oare, după ce găta facultatea asta, te-o angaja domnia, ți-i găsi sau ți-or găsi ceva de lucru? Au un bunică, dacă Dumnezeu mi-a ajutat, o-i face și un master. No. Am lăsat așa, ne-am luat cu alte povești. Când a fost la ultima întâlnire, că pe urmă imediat la câteva săptămâni s-o prăpădit, faci nou, acolo la București, cum e la școala pe care o faci? Și am zis, bine, ai bunică, uite așa, nu, oamenii sunt mai răi, măi, așa, măi, amestecătură, vezi, dumneata, faci nou, dar după și găta și facultatea asta, te-a angajat, te-or angajat, ți-i găsești ceva de lucru. Au venit că nu știu dacă mi-o-i găsi, mi-o-r găsi, ei, că nu-ți găsește nimeni așa de lucru, dacă Dumnezeu mi-a ajutat, îi face și un doctorat. Atunci, săraca bunică și-a pus capul în pământ, pe care o trase așa o privire lungă către mine, dar faci și eu să be, doctor de oameni sau de animale? Eu mă consider, pe lângă faptul că sunt un țăran școlit, mă consider un doctor de suflete. De suflete, da, și atunci da. Nu mai poți zice dacă de oameni sau de exact. Animale. Dar dacă tot te facem paralelele astea, ce crezi că, sau cum să te întreb, cum te percepe lumea? Ca un etnolog sau ca un influencer? Că totuși lucrez în media sau... Acum, depinde la care lume ne raportăm. Dacă vine în fața oamenilor într-o instituție de presă, atunci sunt etnolog sau ăla de pe coclaur, că de multe ori întreb pe realizatorii emisiunilor, oare vreți să vorbesc din punct de vedere etnografic, etnologic sau din punctul de vedere al lui Iosif de pe coclaur? Oamenii de la țară mă percep ca băiatul ăla care umblă pe coclaur și adună poveștile oamenilor de la țară. Sunt curios și nici nu știu câți oameni de la țară știu că eu lucrez în Ministerul Culturii. Am afirmat odată sau, sau de două ori în spațiu public că lucrez în Ministerul Culturii. Pentru că nu e o funcție, să spun așa, cu care eu să mă laud. E o funcție onorabilă și chiar mă bucur că am putut să contribui un pic la cultura imaterială a țării noastre acolo. Văd că vorbești nu doar în materialele tale, ci și așa, viața de zi cu zi, ți-ai păstrat vorba asta, felul ăsta de a vorbi de la țară. Cum te descurci cu limbajul ăsta la București? Foarte bine. La început mi-a fost mai greu atunci când am fost la master. Dar oarecum era de înțeles, pentru că toți eram în cine știe ce colțuri ale lumii. Pe când aici la minister, la fel, stau lucrurile, lumea mă percepe ca băiatul de pe coclauri, așa mi-e felul, așa mi-e vorba. Vezi, domnul Adrian, eu am crescut în niște rânduiele acolo în satul meu, din Feldru. Oricât de mare ajunge lumea asta, nu ai cum să scozi din tine rânduielile respective, nu ai cum să uiți de ele. Câți cunoaștem? Dar să știți că mulți dintre ei îs convins că majoritatea își arată dinții. Eu cred că asta e cea mai mare problemă a României, că toți uităm de unde am plecat. Sau toți. Mulți dintre noi uităm de unde am plecat și ajungem în locuri care ne sunt total nepotrivite și străine. Dar așa, ai dreptate, asta ar trebui să ne știm fiecare rânduielile de, corect. De acasă. Corect. Drumul, sensul, rânduiala de acasă și să merem înainte. Tu ai crescut într-o familie cu 12 copii. Mare. Mamă, 12 copii, tu ai fost al 10-lea. Da. Asta înseamnă că tu ai tot crescut pe el, alți de sub tine, nu? Păi am fost odată cu televiziune la mama și o întreba doamna moderator cum ați crescut atâția copii, la care mama face, păi nu, s-au crescut care pe care, unul pe altul. Și pe bună dreptate, ne-am crescut unul pe altul. După ce am prins la mere, luam bota la oi,
sau după capre sau după vaci. După ce am prins să ne facem organismul mai tare, coasa și dai să margă, așa a fost rânduia lansată. Da, eu știu oameni din familii cu mulți copii care nu mai vor să audă de copii după o vreme. Tu cum stai? Că o să povestim și de eu chiar îmi doresc relația ta cu Iulia. Eu îi spun de multe ori... Dar nu cred că vrei să faci 10. Păi nu, dar de multe ori spun Iuliei că măcar jumătate plus 1 din cât a făcut mama cu tata. Bine, e mult. Sunt alte vremuri. Cred că sunt vremuri mult mai grele față de ce aș oprins, de exemplu, mama mea, vis-a-vis în creșterea copiilor. Și școala ai făcut-o la Feldru? Școala primară? Da, școala primară am făcut-o la Feldru, după care mi-aș fi dorit ca să vin către Bistrița să fac așa o școală, un liceu mai bun. Mama o tras foarte mult ca să rămân totuși la Feldru. Era o școală de arte și meserii, să mă duc pe electrician sau eu știu. Oarecum să fiu acolo în vatra satului ca să fiu o mână de ajutor în sat. Râd pentru că știu foarte bine că ai vrut să fii de toate. Ai vrut de să fii pădurar, ai vrut să fii popă. Acum aud că ai vrut să fii și electrician. Nu, popă, n-am vrut să fiu popă. După ce am venit la facultate, m-au luat ai mei la rost, că ai mei n-o știut. Uite, asta e o poveste pe care n-am povestit. Ia, te rog, atunci când eu m-am dus la facultate, în dimineața respectivă, când m-am dus ca să mă înscriu la facultate, în dimineața respectivă trebuia să mă duc să cosesc o bucată de parcelă de cu luțărnă. Și mi-au frumos, frate meu mai mare și cu unul mai mic, s-o dus să aducă niște clăiță, părăcoare, să nu se sferme. No, rânduie, fără ce? Părăcoare. Părăcoare? Să nu se sferme fânul atunci când se așează în cardie, se clădește. E o tactică. Și faci tu numai bine, iai coasa și te duci acolo, te apuci de cosât, că pe urmă, pe la amiază, venim și noi, gătăm de cosât și până în seară îl și strângem. Mi-am pus coasa pe bicicletă, m-am dus în capătul satului, știi, după ce am ajuns acolo, am dat așa de două ori cu ochii peste bucata respectivă de pământ, am pus coasa în nuc și m-am întors acasă, m-am schimbat și am urcat pe tren și am plecat la Cluj. Wow. A fost o ambiție destul de mare din partea mea. Eu abia încoace am început să mă gândesc. M-am dus între timp, am sunat pe cineva pe la Cluj care m-a ajutat, mi-a zis că ar fi o secție de etnologie, poate mi-ar prinde bine, având în vedere că aveam în perioada aia deja vreo 2 ani și jumătate de emisiune la Radio Someș, zis că poate ar fi o completare a meseriei pe care eu deja o fac în radio. M-am dus, m-am înscris, doamne, la secretariat, face numai bine că astăzi e ultima zi de înscrieri. Pe urmă, seara, mă sui pe tren, vin iarăși acasă, către Feldru. Ai mei deja erau așezați în casă, erau undeva pe la 9:30 seara când a ajuns trenul în Feldru. Mă uit pe geam să vedem care e mișcarea pe-n casă. Am văzut că atunci mama amesteca în șamon o mămăligă, mi-a făcut o mămăligă. Și am zis, măcar totul să stau să aștept să pună mămăliga pe clopotor, că poate s-a învârtit că și mi-a dat cu șeaonul în cap, că azi n-am fost acosit. Și dacă mi spun că am fost și la Cluj, la facultate, să mă înscriu, nu știu ce o să se întâmple. Am așteptat să puie și șeaonul în cârlig și abia apoi am intrat în casă și le-am spus că unde am fost. Și atunci m-a luat la întrebări mama, face, păi nu vezi că băietul cu tare să face popă, vecinul dincolo vrea să facă dascăl în sat, tata la fel, că ălalalt vrea să facă contabil și diferite funcții, și tu te duci ca să faci ce? Folclor. Dar să știți că pentru aia nu-mi pare rău. Da, frații tăi de dinaintea ta, ca să zic așa, n-au ajuns la studii superioare niciunul? Nu, din păcate nu. Majoritatea s-a oprit la 8 12 clasă. Ce fac acum? Pe unde? O parte sunt prin străinătate, surorile, majoritatea sunt căsătorite, lucrează, unele pe aici, pe la Bistrița, lucrează. Da, și aia mici? Mici, că și poate aia... că nu sunt foarte da, mici. Mai am doi frați, mai micuți, unul dintre ei, Ionuț, lucrează aici la Bistrița, iar sora cea mai mică e plecată în Olanda, e câteva luni la lucru. Da. Majoritatea s-a oprit așa cu studiile, după 8 sau 10, 12 clasa. Da, dar eu mi-am dorit ca să
să pornesc altfel în viața asta. Și consider că nu m-am îndepărtat nici de cum de lumea satului. Erai sătul de coasa aia. Recunoaște că dacă nu era, dar de multe ori mă gândesc și acum că, băi, oare dacă nu m-aș fi dus atunci să mă înscriu la facultate, care era rostul meu? Unde eram eu în momentul de față? Păi vezi, atunci să nu înțelegem pe oamenii de la țară, oamenii care pleacă de la țară și care vor să-și facă alt rost. Și eu îi îndemn și îndemn mai ales pe părinți să-și trimită copiii la orașă, să învețe școală, să dăie cu capul de lumea asta, pentru că eu am dat cu capul de lumea asta. Păi și atunci... Vă dați seama, după ce am ajuns la Cluj, având în vedere că ai mei și-au dorit foarte mult ca să rămân acasă, după ce am ajuns la Cluj, la facultate, eu, domnul Linca, cu și obraz mă uitându și la mama sau la tata să spun, mamă, dă-mi bani că îmi trebuie pentru facultate. Adică am luat viața așa, mi-am asumat. Bucuria imensă, mi-aduc aminte, a fost atunci când eu am văzut listele și m-am văzut pe listele de bugetari. Tocmai atunci a venit să mă din câmp cu o căruță de lemne. Și în timp ce fratele mi-a băgat niște benzină în drujba, am zis, mă, sigur, aseară s-au afișat listele, să vedem pe ce listă sunt eu. Și atunci, pur și simplu, am zis, bă, înseamnă că ăsta e drumul meu. Bun, și unde vrei să te oprești? Am înțeles că vrei să-ți faci și doctorat, nu mai apucă bunica, doctoratul, dar unde vrei să te oprești? Ce vrei să faci? Ce țeluri ai? Nu am momentul de față un țel anume. Mă rog bunului Dumnezeu să nu-mi iei umblatul. Asta e singura mea dorință și să-i mai țină pe oamenii ăștia curați de la țară în putere și cu sănătate să-i pot colinda în continuare. Dar simți că e un pericol ăsta? Simți că ai putea să te domnești prea tare și să nu te mai tragă ața pe dealuri? Nu simt că mă pot domni prea tare. Simt că lumea asta, pătura asta țărănească o să dispară. De asta mi-e frică. Pentru că eu pot să fiu în București, că eu tot oricum la sfârșit de săptămână vin în Ardeal și mă duc pe coclauri. Adică nu mă oprește nimeni din asta. Mi-e groază că oamenii ăștia o să plece și fără ei o să fii mult mai sărași. Dar pentru că nimeni până în momentul de față la nivel național nu s-a apucat ca să umble prin vatra satului și să adune cultura asta vie din satul românesc. Da. Cum îți găsești personajele? Cum îi găsești? Păi, la început mă sunau ei la radio sau sunam eu preotul sau primarul satului. Cam dacă popa și primarul nu-și cunoaște oamenii, nu-i cine să nu-i cunoască. Dar în ultima vreme, oarecum oamenii de la țară vin înspre mine, mă sună nepoți, sunt foarte mulți prin străinătate, la fel își doresc să o vadă pe mama sau pe bunica sau să-l vadă pe tata pe internet. Și toată munca asta pe internet ai învățat-o singur sau e o producție în jurul tău, te ajută cineva? Nu, sunt singur, mă duc pe cuclauri, de multe ori mă întreabă oameni, mai vii cu cineva? Nu, vin singur. Acum, în ultima vreme, bineînțeles că mă duc cu Iulia de foarte multe ori, dar în rest, singur. Singur ajung acasă, îmi fac montajele, îmi fac editările. Ești... 10 într-unul, ca să zic așa. De tate. Să zice că așa este bine românului. Să știe de toate. Ai pomenit de Iulia, poate că mulți dintre cei care ne urmăresc nu știu cine e Iulia. Iulia este iubita ta, Iulia Merca. N-are nicio legătură cu fata lui Iuliu Merca. Are legătură și cu fata și cu Iuliu are? Merca. Da. Iuliu Merca, regretatul, e munchiul ei. Fost. Și Iuliu Merca, vorbim de Iuliu Merca de la Semnal M. Da. Iuliu Merca are și o fată pe care o cheamă Iulia Merca. Da, care lucrează la opera din Cluj. Aha. Da. Și prietena ta e nepoata lui? Da, exact. Mamă, da. Iosife, ce nici tare. Nu știu în ce m-am băgat. Nu știu în ce te-ai băgat, da. Da. Bine, nu știu în ce te-ai băgat și pentru că Iulia e fotomodel, am înțeles. Da, e și fotomodel. E manechin. În momentul de față lucrează și în învățământ, e educatoare, pe lângă e și cu facultatea, iar pe lângă toate astea cântă și muzică populară. Uite, lucrul ăsta a fost așa în comun pentru noi și cred că asta ne-a legat foarte tare. Ne-am cunoscut prin prisma unui eveniment cultural de acolo din zonă de la ei. Ea e de prin Huiedin, nu? Din Huiedin, e deloc, da. Și într-un sat acolo veșină, Răchițale, ne-am întâlnit în urmă cu 2 ani de zile, uite, chiar înainte greșit, sunt 2 ani de zile. Ea era elevă pe atunci, nu? Era elevă, da, Iulia.
Și de 2 ani de zile suntem la oaltă și să știți că mă sunt norocos că am o fată sau am reușit de fapt să am lângă mine o fată care să mă înțeleagă cu adevărat, să mă înțeleagă cu adevărat munca pe care eu o fac. Dar cum să împacă pasiunea ta pentru chestiile astea tradiționale, pentru lumea satului, cu modernismul ei de fotomodel? Eu cred că dacă ești un om cu capul pe umeri, poți ca să găsești niște punți de legătură. Păi adică am să fim serioși. Zi-mă punte! Punte de legătură, drumul. Drum. Uite, pe mine mă leagă drumul, m-am cununat cu drumul, pe ea la fel. Adică sunteți unul drum. Lumea asta satului cred că a fost punctul forte din relația pe care am închigat-o pe parcurs. Aveți, cum te-ar întreba bunica ta, gânduri serioase? Avem gânduri serioase. Da? Am dat că Dumnezeu ne-a ajutat, sigur. Dă-ne în premieră ceva, zi ceva. Zi da, ceva în premieră. Na, prima dată trebuie să-i dau ei în premieră, după care să vin în fața publicului. Dar să știți că în mare parte, așa, viața privată am încercat să o țin departe de lumea reflectoarelor, deși la fel, revenim la emisiunile Cancan, de scandal din România, cu toate că am fost de foarte multe ori sunați și eu și ea ca să ne prezentăm, întotdeauna eu cred că un artist trebuie să țină o perdea între cariera artistică și viața privată. Dacă puteți, că am văzut multe interviuri cu amândoi, netul e plin de interviuri cu slăbuț. Amândoi. Slăbuțe deocamdată. Slăbuți în comparație cu cei în relație. Slăbuțe deocamdată că n-au băgat bota prin gardă cei de la televiziunile astea de Cancan. Când o să bage nota prin gard, bota prin gard și o să-ți arate niște poze cu Iulia pe la nu știu ce podium, pe nu știu unde. Întotdeauna când le ce părere aveți, domnul Iosif? Publice, mi le trimite mie ca să confirm. Și o să te întrebe ce părere aveți, domnul Iosif, despre ținuta asta? Nu cred că o să demargă lucrurile acolo în direcția aia. Da. Părinții ei ce au zis când te-ai dus prima dată acasă? Știu că te-ai dus destul de repede, de la prima întâlnire, după cum am văzut în alte interviuri. Oarecum. După prima întâlnire ai fost deja la ea acasă. Păi da, pentru că ei m-au, adică atunci când ne-am întâlnit la evenimentul respectiv, eram împreună cu fratele ei, mai mic, și împreună cu tatăl său, cu Dorel. Și oarecum eu am văzut așa o chestie profesională mai degrabă, n-am intuit. Te știau, te cunoșteau, da, oamenii cunoșteau de acolo. De la televizor, sigur, da. Dar n-am intuit că o să ajungă, eu știu, la o relație cu fata lor. Dar să știți că, nu știu, mă rog pentru fiecare băiat să aibă o soacră și un socru așa cum am eu. Deocamdată, stai că n-ai luat-o. Să ajute Dumnezeu. Stai că n-ai luat-o încă. Iosif, nu zice hop până n-ai sărit. Stai ușor. Eu tare cred că nu o să ajungă să fie, să sacrească pauma. Hai să mai bem un par de vin, Doamne ajută. Eu zic că totuși o să fie bine. Da. Eu tot nu m-am lămurit. Tot nu m-am lămurit. Cu relația? Ce faci tu? Nu cu relația, cu relația m-am lămurit. Nu, ce faci tu zi de zi? Cu ce te ocupi? Din ce îți faci banii? Din televiziune? Cum înțeleg, din Ministerul Culturii. Ce faci la Ministerul Culturii? Păi, ce de față sunt consilierul domnului ministru. Acolo în Ministerul Culturii mă ocup de partea de patrimoniu imaterial din cadrul ministerului. Iar resursa, să spun așa, considerabilă, oarecum o am de acolo. Da, e greu de trăit, adică, în București. Da, e greu. Chirie, cheltuieli, drumuri. Tu, sunt destul. București, Iulian, Cluj. Da. Vă întâlniți la sfârșitul săptămânii unde? La Boedin sau la fel? La Cluj. La Cluj? La Cluj, da. Și fiecare trage pe, de exemplu, sărbătoriile unde le faceți acum? La Cluj sau la... Deja am povestit. În prima zi o să fim la Boedin, a doua zi la Feldru și a treia zi pentru prietenii. Ca să împăcăm așa pe toată lumea. Da. Iosif, dacă nu erau coclaurile astea, ce te-ai fi văzut făcând? Poate că eram pădurar, având în vedere că am terminat totuși. Am terminat silvicultura la Năsăud. Sau poate aș fi umblat cu fratii meu, cu cai. Aș fi adus lemne din pădure. Aș fi făcut agricultură. Cred că aici s-ar fi limitat viața mea. Și n-ar fi fost rău, că îți place treaba asta. Da, îmi place.
Dar nu trebuie, adică mi-am dorit ca să ies din bula asta, vezi? Eu cred că orice tânăr, orice om pe lumea asta trebuie ca să-și depășească condiția. Eu am încercat ca să mi-o depășesc. Poate eu de multe ori nu mi-o ieșit așa cum trebuie, dar mi-o ieșit. Și eu, unul de mine, sunt foarte mulțumit. Și credeți-mă, doamna Adrian, că dacă ar fi mâine, cu toate că e prea devreme să spun, să plec din lumea asta, eu mâine pot să pun mâinile pe piept, liniștit, că în spatele meu rămâne ceva. Rămâne o arhivă pe care îs convins că cei care vor veni în urma noastră se vor uita peste ea și o să capete valoare în timp. Eu sunt conștient că munca pe care o depun în momentul de față pe Coclau nu are o valoare atât de mare, dar în timp o să-și o capete. Sute de filmulețe, câte ai făcut? Le-ai adunat vreodată? Sunt sute, nu. Să fac așa un sumar, să spun o cifră exactă, nu știu. Nu știu. Dar sunt sute, sute. Și sunt... ești tinerel încă? Încă sunt tinerel. Păi tocmai de asta mă rog Bunului Dumnezeu să nu-mi iaie Dumnezeu umblatul. Te rog frumos, povestește-ne câteva sau ce crezi tu că te-a impresionat cel mai tare din toate locurile pe unde ai fost, dintre toți oamenii cu care te-ai întâlnit. Trebuie să fie ceva care te-a făcut să vorbești singur în drum spre casă sau care te-a marcat foarte tare. De fiecare dată când ajung acasă, după ce vin de pe Coclauri, cu toate, uite, acum, de exemplu, mai stau așa cu Iulia în povești, dar de fiecare dată, câte o jumătate de oră, o oră, după ce ajung acasă, mi cap în diferite direcții. Mă gândesc la oamenii pe care eu i-am întâlnit și la ceea ce ei mi-au povestit. Nu-i dată să pun capul pe pernă seara și să nu mă gândesc unde am fost astăzi și pe cine am întâlnit, repet. Dacă ar fi să povestesc așa despre poveștile oamenilor de la țară și despre oamenii aparte pe care i-am întâlnit, uite, mi-au cam minte de o doamnă de la poalele munților Țâbleș, acolo în satul Agrieș. Povesteam cu dumnea ei, tot așa una alta, despre viața asta, despre rânduiala și despre tradițiile din satul românesc și la un moment dat mi-am dat seama că bărbatul dumnea ei, Badea Ion, e înmormântat acolo în grădina proprie. Și am zis, lemăriuță, ce l-ai pus dumneata pe bărbat aici în grădina dumneitale? Adică parcă am văzut că este țânțărin și mitir aici în sat. Apoi știu eu să be-am lăsat la copiii noștri cu limbă de moarte, că dacă ne-or așeza aici în grădina asta, n-or și în stare să vândă nici grădina și nici casa. Adică nu ne-or vinde. Da. Adică, nu știu, domnul Adrian, dar declarația mai mare față de bucata de pământ, da, eu n-am găsit nicăieri, decât în cartea lui Ion, a lui Liviu Rebreanu, când Ion se ducea și își pupa pământul, s-a plecat în fața lui. Da, e emoționant. Asta e o poveste așa mai emoționantă. Da, da. Sunt și mai vesele. Da, zi-mi una veselă. Da, că povesteam de mândre, de femei, da, și așa mai departe. Eram odată la Lea Aristina. Nu vă spun, satul nu mai trăiește săraca femeie, era așa o femeie înaltă, cu un ochi vedea, cu celălalt era din sticlă, a avut probleme, bărbatul său, Badea Ionică, nu mai trăia, de vreo 7-8 ani, era văduvă, o trăit până pe la 96, eu la 94 de ani am intervievat-o. Și după ce am povestit o jumătate de zi cu dumnea ei, asta în afara reportofonului și a camerelor de luat vedere, am zis, Lea Aristina, dumneata, cum te-ai înțeles cu bărbatul? Cam uite, n-am apucat noi mare lucru să povestim. Auzi, Iosebe, vezi mânuțele astea două, ia câtă mine, văd le Aristină, no, aestea și cu a lui încă două, am făcut tă ce vezi dumneatale pe aici, Dumnezeu să-l podinească și ștomneană frama, știi, că bun om am avut. Am ulea Aristină, de băut o mai băut, de duhănit, de fumat, cum se spune, o mai fumat, am de duhănit, n-o duhănit, dar de băut o mai băut. Dar Dumnezeu să-l hodinească și iarăși tomnește năframa lui Aristină. Dar de până șanțurile Aristină l-ai cules, am eu să n-am ajuns până acolo. Am să-l strâng de până șanțul, să mă îmbăta ca atâți bărbați. Dar Dumnezeu să-l hodinească că bun om am avut. Eu nu mai zic nimic că tăie. Mai stă și stă săraca femeie, bun. Bun, eu să bun. Tată zua cât e un pum. Tată zua cât e un pum? Exact.
foarte multe. Le-alea listână, toată ziua lua câte un pumn. Da, toată ziua câte un pumn. Dar pentru aia atât o putut să-și facă gospodăria mare. Bun bărbat, da. Da, vezi, Iosif, cred că bunul ăsta simți așa de la țară e pe cale de dispariție și dincolo de partea materială, dincolo de costume, de pieptare, de ce vedem cu ochii așa, începe să dispară sentimentul ăsta de țăran autentic, de bun simț, de viață curată de la țară. Eu să știi că de foarte multe ori când trec mai nou pe la țară, văd o lume uneori mult mai grobiană, mult mai bădărană decât la oraș. Oamenii nu sunt nici în car, nici în căruță, foarte mulți dintre ei. Nu mai sunt nici țărani, nu sunt nici orășeni. Pare o junglă văzută din afară uneori viața asta la țară. Nu ai sentimentul ăsta câteodată că evoluează prost, rău, greșit viața la țară? Evoluează. Adică știți? Prea vor toți Mercedes-uri în curte, pavaj până la Buda din fundul curții. Corect. Și uită lucrurile esențiale de la țară. Știi care-i problema? Noi vedem doar noblețea omului de la țară, din punctul meu de vedere. Atunci când un țăran o să fie la oraș, o să fie țăran, să dă țăran, nu? Când mere la țară, să dă orășan. Da, aici nu-i bine. Și aici nu-i bine. Mă gândeam tot așa într-o seară când nu aveam somn, venind de la cineva de pe Coclauri și mă întrebam cu oare care ar trebui să fie imnul României. Eu cred că imnul și brandul României ar trebui să fie suferința. Suferința? Suferința. De ce, Iosif? Pentru că poporul ăsta a trăit în suferință. În continuare, poporul român suferă. Pentru faptul că nu sunt oameni care să aibă drag față de țara asta, să o conducă cu drag, cu mândrie, cum se spune, bă, să fac pentru oamenii ăștia ceva. N-am văzut un om la cravată, un domn acolo în București, care să zică, bă, eu trec prin pânzele albe și negre, pentru că vreau să fac ceva în țara asta. Păi cum, uite, Dâncu de la Runcu Salvei e ministru apărării acum. Păi da. Plecat de acolo, de jos, de la, cum o cheamă pe Lelea? Lea Floare din Runcu Salvei. Important e și povestea la început de emisiune, să nu uite de unde a plecat. Da. Asta e cel mai important. Să sperăm. Deci, să știi că asta nu-mi place mie câteodată, că văd lumea satului ca o junglă la un moment dat sau în ultima vreme, mult mai turbată uneori decât la oraș. Oameni care aruncă în luptă atâta mândrie și atâta orgolie și atâta răutate să aibă mai mult decât vecinul din stânga, din dreapta. Eu cred că am înțeles greșit și termenul de democrație. Atunci când s-a dat drumul la granițele țării, toți ne-am dus ca oile pântate părțile și am venit și ce am făcut? N-am învățat nimica din ceea ce noi am văzut afară și din contră. Ne-am făcut mai mari palate pentru că vecinul și-a făcut și el palat. Și sunt multe sate. Uite, Valea Zagre e plină, Valea Someșului Mare, la fel, de palate. Păi și la tine la fel, nu te supăra, tocmai, la tine tocmai. La fel, o bucată de pământ costă ca în Monte Carlo. Păi da. Păi? Pentru ce? Pentru faptul că noi n-am învățat nimica din străinătate. Eu convins că ei în străinătate nu au văzut așa ceva. Am fost și eu ieșit în Spania cu diferite evenimente culturale. Am mers în Bruxelles, în Viena, în Portugalia. Păi care e explicația? Poate că oamenii ăștia suferă atât de mult când se duc acolo, apropo de suferința de care vorbești tu, da. Că atunci când vin acasă, e ca la supermarketuri, știi? Te întrebi, sau lumea se întreabă de foarte multe ori, bă, de ce își umple omul coșul atâta la supermarket? Pentru că atâta îndură o lună de zile și atâta rabdă, că atunci când are un bănuț în buzunar și se duce la supermarket, își pune și ce n-are nevoie, știi? Vine Sfântul Crăciun, o să vedem supermarketurile pline. Exact. Așa e și cu oamenii ăștia plecați pe afară, îndură atât de mult acolo, că atunci când vin acasă, își fac toate poftele. Mare te făloșania. Da. Da.
Nu, acum din păcate nu există nicio legislație la nivel național, să spun așa, vis-a-vis de locuință, garduri și așa mai departe. Da. Că-i vai de capul nostru. Că dacă ar fi fost o legislație, băi, trebuie să vă păstrați specificul zonal, da, trebuie să faceți garduri doar de mărimea respectivă și nu inoxuri sau cum văzut să undeva niște lei într-un sat. Toată ziua doamna respectivă șterge lei și să mă întâmplă să mai trec pe acolo foarte des, de 2-3 ori pe lună trec pe acolo pe zonă și doamna șterge lei. Și ultima dată știu că am întrebat-o dacă nu vrea să-i înștiimbe, să puie, nu știu, galbini în loc de inox. Lasă-vă că și la ora stăm tot la fel de prost cu struții noștri și cu arhitecții șef pe care noi avem. Tu ce vrei, câte un arhitect șef în fiecare comună? Greu, Iosif. Dar uite că lucrez la Ministerul Culturii, poate pot schimba ceva. Hai să ne jucăm un pic de-a roata norocului asta. Uite, îți dau un mouse și te provoc la niște întrebări un pic mai indiscrete. Așa, hai să vedem. Da, nu foarte indiscrete. Uite, jos, învârte. Nu, un pic bruia. Hai că te descurci, nu acolo, mai jos. Mai jos, la învârte. Unde scrie învârte, da. A, așa. Ia să vedem cât ești de norocos. Vai de ai scăpat de salam. Cum ai scăpat de salam? Da, era bună întrebarea aia. Da, hai să răspunzi întâi la asta. Ce urăști cel mai mult la tine? Că-s prea bun. Și că iubesc oamenii prea mult, de multe ori. Da? Și asta să simți că îți face rău uneori? De foarte multe ori, să știți, domnul Adrian, că m-am de suferit. Pentru faptul că eu am crezut că dacă eu sunt bun și omul de lângă mine e bun. Multă vreme am zis, nu se poate să existe oameni buni și oameni răi. Lucrurile astea oarecum se acumulează în timp la oameni. Sunt doar oameni. Eu așa i-am luat. Dar sunt și oameni răi și oameni buni. Și am încercat să fiu bun cu fiecare. Și cred că ăsta e un defect al meu. Lasă că te înrăiește viața în capitală acum, îți convins. Hai să mai încercăm o întrebare. Reluare. Reluare, hai să vedem. Dacă de aia tot nu scap cu Florin Salam sau Ozzy Osbourne. Ia să, altul. Ce norocos ești, numai întrebări de astea ușurele. Păi da, care e mâncarea mea preferată? Da, domnul Adel, păi da, să merită să... Da, aici iarăși am o poveste cu mâncarea. Imediat după, să vedeți cât e naiv un copil de la țară care nu umblă până lume și până oraș. Mi-au aminte că atunci când m-am dus la Cluj, ne-am adunat niște colegi, am zis, hai să mergem la un local să mâncăm ceva în seara asta. Toată lumea salată orientală. Am zis, dacă tot salată orientală, atunci iau și o salată orientală. Și când mi-a adus-o, de fapt, am văzut că sunt niște cartofi fierți cu niște ceapă pe care eu, tată ziua, mâncam acasă la fel drum. Da, arată bine. Dar arată bine platonul, jumările, un pahar de țuică sau de vin pe lângă jumările astea. Dar ce reproșează așa din punct de vedere tradițional? Casa bunicii știm foarte bine face doar mâncare sau un preponderent mâncare tradițională. Cum ar zice Lesiu că bilile astea negre care se numesc măsline parcă n-ar și ea noastră. Bilele. Da, nu sunt și castraveți murați. Cum le ziceți voi la castraveți? Pepineacri, da. Nu sunt pepineacri. Deci dacă cred că e pe fund, că zice că pe fund e grosul. Dacă am fi înlocuit bilele alea negre cu pepini acri, cred că ar fi fost grozav platou. O să moartea fiecărui orășan. Moartea? De ce zici asta? Pentru că am observat și la București, când duc o bucată de slănină sau niște prosei astea tradiționale, toată lumea se înhamă pe ele. Da, când le duci niște țuică, țin la tăvăleală. No, bine. Hai să mai încercăm o întrebare. Cred că așteptați, domnul Adrian. Nu, trei întrebări. Să intre întrebarea cu salam. Da, aia e suplimentară, nu te iert oricum. Da. Și asta e tare. Ai de capul meu. Ce nu-ți place la Grigore Leșe? Dură întrebare. Hai că nu ne aude, nu ne aude, poate nu te vede. Da, nu știu dacă abstracție. Nu se ne audă. Ce nu-mi place la Grigore Leș? Faptul că așteaptă ca oamenii să-i recunoască anumite merite. E o valoare importantă, cred eu, pentru România și una dintre cele mai mari valori ale culturii românești.
așteaptă recunoaștere din partea fiecărui om. Lucrul ăsta niciodată nu mi-a plăcut la maestru Grigore Leșă. Ok, recunoaștere, recunoaștere, dar până la un punct, nu? Adică, bun, te-am ajutat, m-ai ajutat. Dar da. Nu reproșa tot timpul. Da. Hai mai învârtuată. O mai învârtuată roata. Te rog frumos, că-mi plac întrebările astea. Că de data asta sunt interesante. Stai așa că am ieșit eu din ea. Eu v-am spus da, uite, că așteptați. Acum, hai acum să mai vedem o dată. Îl așteptați aștept pe ceva. Domnul Salam. Nu, reluare. Nu un pic aici. Pe domnul vede. Salam. Hai să vedem acum o altă întrebare de asta. Uite și asta e interesantă. Cosit sau tăiat de lemne? Ce alegi? Cosit. Cositul? Cositul, da. Dar nu e mai greu. E mai greu decât tăiatul de lemne. Știți ce îmi era cel mai tare groază atunci când mă duceam la lemne? Ce? Numai să aud drujba. Deci când auzam drujba pornită, da? Nu mă întrebuia nimica. De ce? Pur și simplu nu mi-aducea o bună dispoziție sunetul da. De drujba. Da, și pe mine. Dar aș prefera coasa. Dar și la cosit, nu te enervează cositorile astea? Nu vorbim de coasa manuală. Da, dar știu, da, astea automate, nu te enervează când auzi buzitorile astea? Absolut, toată ziua să fugi după motocositoare, da. Îți dai seama că ajungi acasă surd seara. Și e plin și la țară. Dar cositul manual e terapie curată din punctul meu de vedere. Să știți că eu în vara asta am fost la cosit. Da? Adică nu mă trag cu tate că... drumul îi unde îi a meu. Da, adică, fitness mai bun. Corect. Nu găsești. Corect. Eu n-am înțeles niciodată asta, de ce merge... Adică înțeleg, mă prefac numai că nu înțeleg. De ce merge lumea la sălile de fitness? De ce merg în general femeile la sălile de fitness? Păi dacă ar face curat prin casă și și-ar găsi de lucru toată ziua, fitness mai bun decât să aspir sau să faci altceva, nu cred că este. Las că sunt și bărbați destui care se duc la sala de fitness. Asta adică e mai rău. Putem spune la fel, că oare coasă nu-i pentru ei. Da, și asta e. Eu cred că sunt oamenii care se iubesc prea mult pe ei și de asta da. Merg. Bine, la oraș. Mai tragem o întrebare? Hai, dacă au început să-ți placă. Hai, că au început să-ți placă. Le luăm pe rând, dacă nu. Da, le luăm toate pe rând. Mai dă o dată reloare. Reloare. Bun. A început să-ți placă astea, uite. Asta a fost. Asta a aia e următoarea, să zicem. Când te-ai îmbătat ultima dată? Bună întrebare. Când m-am îmbătat ultima dată, a fost la o stână de oi. Când m-am dus pe coclauri. Le povesteam de multe ori oamenilor de la televiziunile din București că eu la țară, când mă duc, de multe ori cu omul de la țară m-am îmbătat. De multe ori am rămas la el în casă. De multe ori am mâncat cu el la masă. Dacă nu cunoști omul de la țară și așa, n-ai făcut nimic, domnul Adrian. Și acum o spun cu foarte mare sinceritate. Mi-au aminte când am fost la Badea Nicolae Pițiș. Eu i-am zis că am venit să-l înregistrez, să-mi cânte horile. Săracul tăbău dă o dată-i pahară. Eu eram cu mașina. Întotdeauna m-am întrebat, eu să bebeai un pahar? Nu, că eu sunt cu mașina, nu mi-a mai cântat nimica. A doua oră, când m-am dus, am zis, Badea Nicolae, am adus și eu cu păiețuica. Hai să bem la oaltă. Bă, da, și nu... pe urmă, da. Omul și-a dat drumul și s-a arătat. Dar nu crezi că în ultima vreme, sau poate așa a fost de când lumea, habar n-am, se exagerează un pic cu alcoolul la țară? Nu numai la țară, că și la oraș, dar la țară. Eu am senzația că nu vreau să spun o prostie, dar am senzația că în fiecare casă, când se stânge, când vine seara, se scoate sticla de jinars pe masă. Da, corect, pentru că oamenii ăștia lucrează și atâta efort fizic depun, domnul Adrian, încât un pahar două nu se cunoaște. Acum mai bine să-l bei cu măsură, sau cum spunea un bătrân, ca medicament. Dacă întreci măsura, limita, îi bai mare. Dar eu la fel mai obișnuiesc de multe ori când mă duc prin sate pe care nu le cunosc, să mă duc la birtul satului, la bufetul satului. Și de obicei cam acolo aflu mișcarea satului. Da. Și îmi dau seama unde mă îndrept. Și mi-aduc aminte când am fost undeva într-un sat pe lângă Alba, Poșaga se numește exact,
așteptam pe cineva, între timp am zis, mă, ia să mă duc să intru la birtul satului, era în mijloc de vară, mi-am luat o bere, dar fără alcool, pentru că aveam și de condus, în fine, și am dat acolo de Badea Vasile Cox. Spus că pe o cară în sat acolo îl cheamă Badea Vasile Cox. Plângă faptul că am stat vreo jumătate oră de bună cu dumnealui în povești, i-am zis, dar Badea Vasile, lumea în sat, de ce vă zice Cox? Era cu în stânga, în mâna stângă cu o sticlă de bere, cu un flacon de bere și în mâna dreaptă cu un litru de țuică. Să uită la mine, auzi, eu să be, Cox, arde tăt. Cum? Arde tăt. Și s-a uitat la băutură. Și pe urmă am aflat că omul ăsta a fost cel mai mare băutor și e cel mai mare băutor al satului. Dar trebuie să stai și cu oamenii ăștia în povești. Altfel nu ai cu... Am stat și între țigani. M-am dus în casă de țigani, pe la muzicanți, la fel. Am ieșit de acolo de multe ori, vai, e capul meu. Dar altfel nu ai cum să-i înțelegi, domnule. Lumea o să zică că, bă, ăsta e nebun. Îs eu nebun în felul meu, dar eu știu ceea ce fac. Și îmi cunosc valoarea și munca și, repet, ceea ce eu fac. Da, Iosif, și eu cred că nu ești nebun și eu cred că prea mult ne fandosim și ne păcălim unii pe alții la televizor, pe net. Prea încercăm să părem întotdeauna nu suntem. Uite și Facebook-ul ăsta cum ne-a transformat. Bă, toată lumea își pune numai poze senzaționale. Se maschează femeile acolo de... Nu le mai cunoști când le vezi pe stradă, știi? Da, povesteam într-o seară... Bă, dar de ce nu suntem autentici așa cum suntem noi de obicei? Corect. Povesteam odată cu Iulia și am zis, bă, Iulia, tu îți dai seama că eu niciodată pe Facebook n-am agățat o fată? Și face, cum n-ai agățat o fată pe Facebook? Da, pentru că eu platforma asta, Facebook, YouTube sau alte platforme, Instagram, le-am privit ca niște platforme de promovare a muncii mele. Și atâta. Da. Și de multe ori mă întreb, bă, cum poți să agheți un bărbat pe Facebook o fată? Bine, e o viață paralelă. E o viață total paralelă față de ce se întâmplă în realitate. Și eu cred că ar trebui ca să renunțăm la măștile astea pe Facebook. Păi cum mai putem să ne întoarcem? Că ai văzut și tu, că și la țară și orice... Vin sărbătorile, domnul Adrian, stai cu familia, du-te la colindat. Cum putem renunța? Foarte bine. Dar trebuie să faci raport în fața cuiva? De ce noi trebuie să ne justificăm în fața cuiva și facem? Zi de zi. Na. Repet, trebuie să existe o perdea, cum povesteam noi la început de emisiune, o perdea între... o viață și alta. Da, așa ar trebui. Nu poți să dai tot. Așa ar trebui, dar vezi tu că ne fură și pe noi uneori treburile astea. Mintea slabă. Da? Probabil să eu că asta ar fi zis. Păi dacă o mintea slabă. Da. Iosif, am vrut să te întreb, dar am cam vorbit despre lucrurile astea deja. Ce găsești, ce mai găsești în momentul ăsta pe coclaurile tale și nu găsești la oraș? Uite, mai găsesc rapsos populari. Am fost în urmă cu puțină vreme într-un sat de lângă Mureș, în Bobohalma. Am găsit la fel niște oameni care toată viața au lucrat pe tractor sau la lucru câmpului, acolo fiind zona de câmpie, deja utilajele, la fel cum și la noi în zona de câmpie, utilajele au intrat mult mai repede în viața satului, în lumea satului. Toată ziua, pe lângă lucru, cântau. Dar oamenii ăștia au niște talente extraordinare. Sunt oameni simpli, nu mărs niciodată în fața unei camere de luat vederi, nu mărs niciodată într-un platou de televiziune să prăjească, cum se spune, pe la reflectoare. Asta găsesc. Da, dar vezi că te ajută și pe tine tehnologia asta nouă. Ce te ajută Facebook-ul și toate astea, că altfel n-ai putea să... ca să pot, da, mai departe. Cred și că... tot timpul am zis că eu și așa iau din vatra satului, trebuie să dau într-o formă oarecare înapoi la oameni, nu? Da. Adică și așa eu am făcut de-a lungul timpului nimica, nu mi-aparține. A, că e munca mea, că eu am umblat pe sate, asta e altă parte. Dar toată activitatea mea pe care eu am făcut-o e a poporului român. Eu așa o văd. Iosif, te deranjează când auzi rostindu-se cuvântul țăran în sens depreciativ, în sens jignitor, când folosim expresia ești un țăran în sensul ăsta deseori? Te deranjează treaba asta? La început, da, mă deranja.
În momentul de față nu mă deranjează. Nu mă deranjează pentru că eu cunosc destul de bine termenul de țăran. Eu știu cine e țăran în adevăratul sens al cuvântului sau cine nu e în adevăratul sens al cuvântului. Adică am ajuns, domnul Adrian, ca să depășesc etapele astea prin care să mă deranjez anumite jigniri din vatra satului. Nu mai sunt la stadiul ăla. Tu? Eu. Învață-ne și pe noi să nu mai fim la stadiul ăsta, pentru că foarte multă lume de la țară se simte jignită foarte tare când primește apelativul ăsta. Păi eu dacă îi spune la Le Siucă, tanti Siucă, e o jignire, nu? Dacă îi spun Le Siucă, invers, da. Din contră, da. Nu știu, ceva măreț pentru dumneaei, că Le Siucă. Le Siucă. Adică de ce să ne deranjeze? Zi-mi un pic, ce ai, acum mi-am adus aminte, ce ai pățit cu Dicotul și cu Cânepa și cu alea? Ia povestește-mi un pic. E o poveste tare lungă. Zi varianta scurtă. Că n-am mai auzit-o pe nicăieri, nu m-am văzut așa frânturi de știri, că ai stârnit Dicotul. Am fost așa primul tânăr din România care s-a apucat să cultive cânepă la noi în țară. Cu toate că ea să mai cultivă cânepa, să mai cultivă în sistem industrial, oarecum pentru gospodăria proprie e interzisă. Și atunci trebuie urmați niște pași ca să poți obține autorizațiile respective, să poți cultiva. Eu mi-am dorit foarte mult și m-am încăpățânat să fac un material documentar, care până la urmă o ieșit din a doua, dar o ieșit așa cum mi-a trebuit și cred cu tărie că o să rămână un material de referință pentru cultura populară din județul Bistrița-Năsăud. Ei, când a fost prima încercare, eu n-am cunoscut fiecare chichiță. De unde, domnul Adrian, eu coptiel din Feldru, eram în al doilea an, eu nu chiar în primul an de facultate la Cluj, să cunosc eu cum se treaba cu birocrația. Ei, și acolo am avut anumite... Cânepa fiind pe lista substanțelor interzise, exact, pentru că exact, se fac droguri din corect, cânepă. Corect, corect. Da. Bine, dar, pe urmă, în legislația respectivă, de fapt, nu e făcută diferența între cannabis indica, cânepa drog, și cannabis sativa, cânepa românească, pe care o cultivau bunicii și străbunicii noștri. Ei, și acolo m-am confruntat cu anumite probleme... au venit după ce am cultivat cânepă, au venit cei de la... Dar ai cultivat la tine la Feldru? Nu, prima dată am cultivat în curtea unui muzeu la Cluj, după care, din anumite conjuncturi, proiectul respectiv nu mi-a ieșit așa cum mi-aș fi dorit eu. Am mai acumulat informații, în schimb, iar după 2 ani de zile am cultivat la Rodna, aici la noi în județul Bistrița-Năsăud, împreună cu domnul primar, Tinu Grapini, wow, tare. Căruia îi mulțumesc din suflet că au avut atâta putere în el și au avut încredere în mine. Bine, Grapini poate avea alte gânduri, nu ca tine, cu cânepa aia. Nu știu. Și din contră, chiar tatăl dumnealui, domnul Iosif, da, mi-a arendat o bucată de pământ acolo unde am cultivat cânepa. Și ce voiai să faci cu cânepa? Un strict film documentar. Da? Deci strict în... Dar nu găseai nicăieri altundeva cânepă? Nu, n-am găsit cânepă. Cultură de cânepă, mi-a trebuit să fie și ambientul oarecum așa tradițional, trebuie ca să lucrez pe cultura respectivă. Da. Că când faci un film documentar, trebuie să te apropii cât de cât de oarecare lume. Bun, și s-au aprins beculețele pe la Dicot, da, nu? Da, da, s-au aprins beculețele. Și? Și au venit în verificări. Și? Bine, între timp am fost cu actele cu totul în regulă. Repet, e o neînțelegere la nivel de legislație. Am înțeles că acum vor ca să modifice legislația, dar vor să facă modificare după proiectul, după draftul pe care noi l-am dus în urmă cu vreo 5 ani de zile la București, la Ministerul Culturii, și vor să legalizeze între ghilimele cânepa, dar în sistem medicinal. Da. La fel, curtea gospodărească, noi inclus-o, din păcate, și cu siguranță nici nu o vor include de acum înainte. Dar n-ai avut repercusiuni, nu te-a... Nu ți-a făcut nimeni vreun dosar sau nici ceva, nici de nu? Cum, nu s-a ajuns până acum. Nu s-a ajuns. Doamne, îți mulțam. Da. Și ai cultivat cânepa aia? Sau, adică ai făcut ceva cu ea sau doar ai lăsat-o pe cânt? Și am urmat procesele tradiționale pentru obținerea cămășii tradiționale. Adică am trecut-o până toate etapele tradiționale, la fel cum bunicii noștri, timp de un an de zile. Bun, și cum să fac cămășile astea tradiționale dacă nu se mai fac din cânepă? Păi acum o să fac din nailon, nu? De când au venit... Din China, de pe vapor, da, să fac, de unde? De când au venit haine nemțești la noi în România, da, de unde? Da. Da.
Ne apropiem de finalul interviului ăsta, deși recunosc că îmi face foarte mare plăcere să stau de vorbă cu tine. Foarte relaxată discuția și prietenească. Aș vrea să te întreb pe final așa, unde ți-ar plăcea să te stabilești, unde ți-ar plăcea să locuiești, cu Iulia ta, să faceți aia 6 plus 1 copii pe care visezi tu, unde vrea să te stabilești? Mi-aș dori să fie, dacă nu la țară, complet, măcar așa un semi-oraș între țară și oraș. E Bistrița, ce mai vrei? Da. Păi nu e ce-i Bistrița, un semi-oraș, cum zici tu. Am sperat eu oarecând la Bistrița, da, din păcate asta e. Undeva pe lângă Cluj mi-aș dori. Da? Într-un orășel așa? Puțin. Bă, tu bați spre Huiedin. Nu, nici de cum nu batem spre Huiedin. Repet, mi-aș dori ca să trăiesc la bătrâneață viața satului. În felul în care o să mă existe în vremea aia. Dar de ce nu la Feldru? Nu vrei să te întorci la Feldru? Te-ai săturat de Feldru? Ar putea fi o variantă și Feldru. Da? Prea scump pământul. Nu? E scump pământul la Feldru. De grabă găsim pe lângă Cluj mai ieftin. Da, Iosif, îți mulțumesc foarte mult. Vreau să-ți fac cadou o sticlă de vin de la Dumitra. Uite un Neuburger. Să-l ai cu familia ta. Sper să-i placă și Iuliei. Asta roșu l-am început. De seară o beau cu Iulia. Foarte bun, să știi. Să știi că e foarte bun și când mergi în drumul tău spre Feldru, ai putea să te oprești din când în când la Dumitra, pe stânga, la intrare pe stânga, să vezi ce cramă frumoasă a făcut, ce podorie frumoasă are domnul Octavian Harșan acolo la Dumitra. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit și de data aceasta. O să rămânem să devorăm platoul ăsta, pentru că e nu și doar... păcat, domnul Adrian, dacă l-a adus. E nu numai pe gustul tău, că e și pe gustul meu. Din păcate, tu stai bine că ești tinerel și te și strânge pieptarul ăla. Cred că mi-ar trebui și mie un pieptar de ăla. Am încercat să-l așez, să mai pot iesfașe, dar am încercat ăla, să-l așez. Ăla nu-i bun, că dacă te îngrași nu mai intră pe tine. Ce faci cu el? Nu că să mai iesfașe. Să desface de acolo? Am învățat eu la bătrân, domnul Adrian. Nu-i de pomană că îmblu. Bun, îți mulțumesc. Mulțumesc încă o dată Merigo, Cămara Bunicii, Casa cu Bere, Five to Go, nu mai vorbesc Geoplast și Roser House, firmele care ne susțin de fiecare dată. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă îndemn să-l căutați pe Iosif pe YouTube și pe Facebook, pentru că o să vedeți niște materiale, cu siguranță o să vă placă materialele lui. Are un canal de YouTube excelent, Iosif pe Coclaur, sau cum îi zice Iosif la caia? Cu Iosif pe Coclaur, da. Pe Facebook nu mai vorbesc, ne bate la fundul gol pe toți, are câte 4 milioane de vizualizări, nici în 7 vieți nu o să reușim noi ăștia care facem presă prin Bistrița, toți la un loc să strângem câte vizualizări are Iosif. Și eu zic că de-abia de acum înainte are potențial, că a cam ieșit din granițele județului și deja e național, așa. Aștept să văd când o să devii mondial, că cine știe. Mi-ajută. Nu-mi doresc să ajung până acolo, oricum sunt, că e un public, și de multe ori mă gândesc, oare merit publicul ăsta? Mi s-a părut că am crescut într-un timp scurt foarte mult. Dar dacă am crescut, înseamnă că, totuși e ceva, pe oamenii au mișcat ceva. Și asta e important, ca un artist. Eu mă consider, cu toată modestia, domnul Adrian, eu mă consider artist. Și, pentru că încerc să-mi fac treaba așa cum trebuie și prin ceea ce eu fac, mișc lucruri. Și un artist asta trebuie să facă. Nu ca să aibă, nu știu, chestii de apariții pe nu știu unde. Un artist trebuie să miște lucruri. Da, îți mulțumesc, Iosif, încă o dată. Dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă dau întâlnire data viitoare cu un alt interviu de genul acesta. Sper că v-a plăcut. Iosif, îți doresc succes pe coclaurile tale. Mulțumesc din suflet și multă sănătate la toată lumea și încă o dată mare mulțumire că m-ai adus acasă. Da, o seară bună în continuare. O să bine.